A fost odată ca niciodată o prea frumoasă prințesă. Numele ei era Tiana. Era sufletul familiei, ca și mine. Plină de pasiune, îi plăcea să gătească și să-și petreacă timpul cu prietenii și familia. Ea e prințesa mea favorită. Acum e rândul meu să mă duc la școala prințeselor, iar aceasta e povestea mea de prințesă. Wow, ce încăpere nemaipomenită! Îmi și imaginez ce petrecere ar da Tiana aici. O zână bună! Îmi spune că mă va învăța cum să organizez o petrecere surpriză pentru prietena mea, Ana, și frații ei. O petrecere reușită înseamnă multe surprize speciale. Acestea arată magic! Învăț că atenția la detalii e una dintre calitățile cele mai importante. Sunt mici lucruri care pot face o mare diferență și arată că m-am străduit cu adevărat. Secretul e să aleg felurile potrivite de mâncare, ca toată lumea să fie sănătoasă și să se simtă bine. În plus, ajută dacă lucrurile sunt frumoase și colorate. Și acum, detaliile finale. Perfect! Sunt gata pentru prietenii mei. Surpriză! Petrecerile înseamnă clipe de neuitat. Îmi place să fiu cu prietenii mei. Și în plus, tuturor le place mâncarea pe care am pregătit-o. Nimic mai minunat decât să știu că mi-am făcut prietenii fericiți. Zâna mea cea bună e foarte drăguță. Mi-a spus că am fost excelentă și am primit insignia de prințesa generozității. Sunt așa de fericită! Am înțeles că nimeni nu e mai important pe lume decât cei dragi. Nimic mai magic decât să-i vezi zâmbind. E o amintire pe care o voi păstra pentru totdeauna.